Aprobarea procesului verbal, încheiat în data de 26 octombrie 2023, ca urmare a ședinței ordinare a Consiliului Local Județul Iași. Proiect 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului și a documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate pentru investiții construirile parc fotovoltaic în comuna Răcteni, Județul Iași. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public a comunei Răcteni, Județul Iași, a unor imobile, drum comunal. 4 diverse. Cine este pentru? Coordinatorii. Lipsește proiectul cu bazarul, practic. Pentru ordinea de zi. Cine este pentru? Doi. Aprobarea procesului verbal. Discuții. Sunt discuții? Am discutat. Da? E bun? Cine este pentru? Abține. Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului a documentației tehnico-economice. Faza studiului de fezabilitate pentru investiții. Construirea parc fotovoltaic în comuna Răcteni, Județul Iași. Se aprobă proiectul construire parc fotovoltaic în comuna Răcteni, Județul Iași, în vederea finanțării acestuia în cadrul fondului pentru modernizare, sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse de surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice. Discuții. Da. Da, dar dacă vrea cineva să spună, domnul vice sau domnul secretar, să spună ceva despre proiectul ăsta și pe aia, nu știu ce. Este un proiect trebuie să da chestia de investiții care a fost deja adoptată la începutul anului. Avem două soluții pentru așa impune legea. Două scenarii, scenariul 1 și scenariul 2. Înființare, unei țară încentrare capacitate de 98,4 kW prin instalarea unor două faci panouri fotovoltaice cu două inversoare trifazate și un scenariu 2 în care se va pune 240 de microinvestitoare. Aveți și scenarii diferite acolo. Depinde unde ne încadrăm. Aici depinde foarte mult de proiect și cât de va merge. Proiectul se deschide astăzi la ora 12. Noi avem prevăzuți în buget și bani și terenul la trecut domeniul public este încalculat. Ceea ce lipsește în momentul ăsta este acest proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiții. Cum vom trece în etapa următoare? Vom primi și ni se va aviza unul dintre scenarii respectiv. O să trecem noi prin Consiliul Local ca să aprobăm bugetul de timp. Da, acum apropo. Eu cred că acest proiect de hotărâre este întocmit ca să efectiv să devalizez comuna asta, să iei bani și să efectiv să-i fure, domnule. Nu se poate. Deci 98 de kW de putere instalată, spune aici pentru acest proiect, da? Să fie realizat cu 844.204 lei. Înseamnă 1.600 de euro pe kilowatt. Pe când în piața, în ziua de azi, dacă așa în mare m-am interesat și am mai citit și eu pe internet și interesat și oameni care mi-a montează și ceva, ajunge până în 600 de euro pe kilowatt. Aici 1.600, aproape de 3 ori mai mult decât e piața. Nu se poate să dăm 80.000 de lei pentru consultanță... 84 de euro. Deci pentru consultanță, 81.000 de lei. Pentru proiectare, 71.000 de lei. 72.000 de lei. La aceeași firmă, Proconsulting, care este o firmă de casă a PNL-ului, bani din primările de consumanitate, de multe ori. Așa, tot pe consultanță la firma asta. Deci avem așa, un proiect de hotărâre. Total cheltuieli civile. Da, 630.
639 de mii, da? Da. Și neelegibile 205.000. Deci din banii primăriei astea 205.000 pentru comisioane. Ca să împartă. Deci nu, eu am asumat, am dat un dat 800 de mii de lei. Poftim? Asta, mă rog, am dat 800 de mii de lei. Nu toți banii, nu. Cât este prevăzut pentru deviz, pentru lucrare, e 800.000. 84.786 odată proiectarea și consultanța 96.000, aproape un miliard numai consultanța. Plus proiectare în 84. Deci cu banii ăștia, cu 1.800.000, da? Sau cu 1.800.000. Uitați, domnul secretar, nu astăzi reprezentat la domnul primar. Eu am dat pe internet și am scos, domnul Vici, Domnul Vici. Deci trebuie să transmite, da? Deci am dat panouri fotovoltaice la momentul actual. Și îi spune așa, cât costă un panou fotovoltaic și prețul pentru realizarea unui proiect. Pentru 35 kW, spune așa, se realizează cu 90.000-130.000. E prețul final orientativ. Între 90.000 și 130.000, dar prețul și până cam 110.000. Pe care clientul va plăti pentru sistem fotovoltaic complet, cu o putere de aproximativ 35 kW. Prețul include atât materiale, panouri, suporturi, invertori, cabluri, etc. Cât și manopera, instalare. Sistemul fotovoltaic poate fi montat pe acoperiș sau pe sol. Da. Deci dacă 35 kW montează cu 130.000, la suma cea mai mare, 98 kW trebuie să se monteze cu 364.000 la primăria Vechitei. Pe când la noi se consumă 844.000, din care 205.000 din banii proprii, din banii oamenilor. Este strigător la acest domn. Deci stați și vă gândiți dacă votați sau nu votați. Și PNL-ul, și PMP-ul, și toți cei care se trece, și PSD-ul. Gândiți-vă dacă se merită să ne batem joc din banii comuni. Nu vă afectați, n-am terminat. Nu se spun la parte. Deci, și firma ProConsulting, care ia banii ăștia, vă spun că mai luat și alți bani de la primăria Vechitei. Deci, găsim în ziua, da? Miracol Liberal în județul Iași. Contracte de 800.000 de lei în doar 2 săptămâni. Pentru o firmă nouă ființată. Catalogul cotizațiilor primărilor pentru PNL. Atenție, nu, ca să focăți, nu am proces verbal, nu-l opresc. Așa. Dați-mi și mie ziua, nu știu de unde citiți. Nu, eu vă citesc din presă. Dar nicio problemă. Eu vă spun din presă, atât. Ca să știu cum consemnezi asta vă zic. Da, nu se spune așa. Poate nu te țin nimic și mie. O firmă înființată în aprilie acestui an a prins în decurs de doar 2 săptămâni contracte de 800.000 de lei cu mai multe primării pentru servicii de consultanță. Câte dintre firmele consultanță aflate la început de drum ne bucură de o asemenea deschidere din partea primăriilor. Firma Clonă, ProConsulting Road SRL, îl are în spate pe Dragoș Samoi, care de ani de zile colectează bani publici, special de la instituțiile controlate de PNL, prin firmele din familia ProConsulting. În suma, de cifre de afaceri ale acestor societăți comerciale ating ordinul milioanelor de euro. Cât are corectitele? Spune așa. În 15 iunie 2023, firma ProConsulting a încheiat un contract de consultanță pentru proiecte de drumuri cu primăria Comunei Rechiteni. Cu primăria Comunei Rechiteni. Unde primarul este liberal Petre Dobuș. Contractul are valoare de 60.000 de lei și prevede consultanță pentru depunerea unei cereri de finanțare pentru modernizarea drumurilor prin PNS de rulat Ministerul Culturii. Deci 60.000 de lei pentru a depune o cerere de finanțare. O cerere de finanțare, nu un proiect, nu nimic. 60.000 de lei. După aia, pe 19 iunie, deci la 4 zile, asta ar fi publicul rechet. Pe 19 iunie, am mai bătut palma pentru 70.000 de lei cu primăria lui Dobuș, doar e primăria lui, pentru a întocmi unele studii de fezabilitate pentru drumurile din comun. Deci bani care pleacă la primăria Rechiteni către firma ProConsulting, fără 302 contracte. 4 zile, n-a văzut nimic din asta. Deci acum facem fotovoltaice. 205.000 de lei din banii oamenilor. Când altul 640.000 cât se dă de la guvern, la fonduri europene, mai trebuie 200.000 de la noi. Așa că votați, oamenilor. Votați. Poate evident, sunt 600, poate evident,
din punctul de vedere. Alte discuții. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 2, 4, 5, 5. Abține? 1. Punctul 3. Al doilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al punerii terenului a unui imobil, drum comunal. Se aprobă includerea în domeniul public al punerii terenului și următorului imobil. Deci, 46 format din... Interesul sunt 4 sectoare de drum, tot poate drumul care vine de la Osărești, împărțite în 4 bucăți, pentru că așa apare din hamta de la Mercești, așa apare și în cadastru. Vorbim de un singur drum care pleacă de la Marcel din față, urcă pe rândul farmacii, e un sector de drum, al doilea sector de drum de la farmacii până la intrare în Ursărești, al treilea e Ursărești tot și după aceea ultimul de la Ursărești până la capac de canal, ca nu ajunge în Răzana acolo. Este vorba despre un proiect pe care se dorește a fi prins, s-a deschis un nou proiect, finanțat este aproape 1 milion de euro pentru beneficiar, intervenție a DEA28, crearea modernizarea infrastructurii de cheiere de coasă pe spațiul rural, se încadrează conform regulamentului Uniunii Europene 2021-2115. Programul ocupării forței de muncă, creșterea economică a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, incluziunii sociale, dezvoltări locale de zone rurale, inclusiv a bioeconomiei circulației și a silviculturii sustenabile. Mai concret, ce vrea să facă? Deci se dorește includerea în domeniul public a acestui. Da, da, da. Urmând ca pe el să se legalizeze, să mărească. Spun un trafie. Nu neapărat, se dorește înțelegerea lui. Mihai, o să spună lui Stradiul? Nu, eu așa știu, la 1.000 euro. Da, dar v-aș să zic cea noastră drumări, nu? Că ăsta e un proiect separat. Nu este. Ei, sunt mai multe înțeleg. Nu, nu. Aia sunt patru bucăți, alea 4 bucăți. Sunt 4 bucăți de același drum din spate. Din păcate, nu a fost prevăzut ca un singur sector de drum. El va așa tot pe partea. Dar este cum e zboare, rechitin. Dacă este vorba în proiect, mai multe drumuri. Este intravenat și extravenat de asta nu știu ce de fapt. Drumul este împărțit de către cei de la... Deci drumul este împărțit de cadastriste. Noi vorbim efectiv de un singur drum, care nu este trecut în domeniul public. Și este împărțit în 4. El este prevăzut ca să putem să... Deci după ce dau hotărârea, trebuie să ajungem cu hotărârea la OCPI. Dacă trece de OCPI, lucrurile sunt în regulă. OCPI-ul ne-a dat acest DC46 în forma costă, da? Al avem în trecut în punct sau în 10% de drum, în regulat în acum nu arechitem, pentru că iese din punct, din punctul Sărești, iar avem în Cavilan și în Cavilan partea asta izboarele, cel care intră aici. Cel care intră aici. Da, da. Și lucrul ce e? Ce ultima pagina și asta e ieșirea la DNS sau ce? Nu avem ieșire pe DNS, este la cel aici. Este la cel. Mihai a plecat la bancă, de asta n-a rămas. E vorba de efectul de un singur drum. Dar am zis că am vorbit cu drumul. Dar eu nu mi-a spus și din Coschii, prin să împrăiește drumurile de la școală, la izboară, e alea din casă, la asfaltare, și de la Elena, de pe stradă, și de la Petre Urșu. S-a făcut alt proiect. Așa mi-a dus. Așa din ordinar. Aici e spate de proiect. Deci, doar ne dorim. Aceste 4 sectoare, după ce ne duce cu domeniul public, să încercăm să facem un singur carte funcțional pe întreg drumul acesta. Să nu mai avem 4. Da. Să avem un singur unind acesta. Se vine de vot, dumneavoastră. Da. Știți, e vorba de nou vot. Da, ne-a murit. Alte discuții? Până la vot. Cine este pentru? La diverse? La diverse. Domnul Vici, cu câinii ăștia, 10 sunt cu voi așa. Asta și câinii. Nu a fost niciodată Domnul Vasile, 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 domnul V
Și scărate tot, bolus, piatră, nu știi ce acolo. Unde e casa aia rămare cu curba acolo, pe stânga. Să vezi ce este acolo, ce s-a dus acolo. Deci gunoiul nu e închisă de mediu, nu. Gunoi de la demolări? Intermite, betoane, demolări. Și scărat de Ieronim acum vreo 2-3 ani. Pe lângă el, prin s-a scărat așa. Acum avem godoi scapa. Chiar am văzut un lucru. Ei, deci inspecta zona, tot în comunare cu ei. Au făcut și eu, e frumos, acolo ne-am o făcut care este și acolo. Și este un om la general acolo. Are mai zonă de terenul privat sau pe interiorul unii? Nu, nu, acolo, a fost o zonă. Nu e nimic. Microbul e pe doi. Adică, mă gândim pe doi. Adică, eu dat acceptul să duc acolo. Păi, iată, poate interiorul nu face un cer bolus, dar dacă nu cer un bolus, nu e regulat. Nu, 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 e pe piatră, e spărturi, de toți spărturi, și-au făcut de lucrările pe acasă. Bolus! 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 Chiar eu nu știu de zona și acolo. Chiar s-a întrebat cum vii și nou. Și vin ceva în loc, când mă duc acolo, vila și e vieri în... Păi stânga, după așa, vin chiar mă duc cu gem care și toate. Dar e reparat stațiile este, dar spus-o, dar de ce nu reparat stațiile s-a făcut? Nu, 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 n